Scorul etapei a 13-a din Liga a 4-a a fost reușit de liderul juniorul Suceava. Echipa antrenată de Laurențiu Berezoschi a câștigat în deplasarea de la Fântânele cu 10-0, prin reușitele semnate de Pelepco, autor a 3 goluri, Solovăstru, Tomescu, Obrăja, Scutar, Bosancu, Butnar și Hopulele. Șomuzul Preutești a rămas pe locul 2 după succesul cu Concordia Grămești, scor 4-3. Victoria Vatra Moldoviței a trecut de Progresul Frătăuții Vechi cu 2-1, iar meciul dintre Rareu, Câmpul Moldovenesc și Moldova-Drăgușeni nu s-a putut juca din cauza zăpezii de pe teren. La finalul sezonului regulat, punctele se vor înjumătăți, urmând ca primele 4 clasate să se califice în play-off, iar ultimele 6 să participe în play-out. Echipa care se va impune în ediția de campionat 2021-2022 a Ligii a 4-a Sucevene va întâlni la barajul de promovare, în dublă manșă, pe 18 și 25 iunie, campioana județului Neamț.